Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să deschid împreună cu voi coletul primit de la Oriflame, unboxing-ul catalogului C14 din 2021. Acesta este catalogul. Este valabil în perioada 5-10-a, 25-10-a, deci mai este destul timp pentru a face comenzi din el. Aceasta este cutiuța, nu este o cutiuță foarte mare, dar eu zic că este o comandă frumoasă și astfel vedem și ce pliante și catalogul vedea apoi împreună, le vom răsfoi împreună. Asta am vrut să spun. Bun, haideți să începem, să mai pierdem timpul. Bun. Aici avem produsele și haideți să începem. Ah, cu ce să începem? Din catalogul cu oferte, mi-am cumpărat acest parfumel, apă de toaletă, la 50 de ml, Woman's Collection, Sensual Jasmine. Un parfumel foarte frumos pentru primăvară. El nu se mai găsește în catalog, îl găsiți numai în flyerul cu oferte. Vă sfătuiesc să-l cumpărați când îl vedeți, pentru că este păcat să nu-l aveți în colecție. Mai departe, haideți să vedem ce mai avem aici. Pentru că am avut 100 de lei comandă din catalogul C14, am putut să-mi cumpăr, imediat să vă spun și cu cât, că nu mai țin minte, cu 35 de lei, acest inel cu LED pentru selfie. Și haideți să vedem împreună. El așa vine, așa arată. Și îl deschidem împreună. Este și sigilat. Să încerc să îl deschid cât pot eu de bine. Imediat. El așa este în cutiuță. Și să-l scoatem și arată așa. Nu mă pricep eu foarte bine, dar așa este. Este destul de mare. Este destul de mare. Este interesant. O să îl încerc să văd despre ce este vorba. Trecem mai departe. Mi-am cumpărat această perie pentru păr. Este un produs nou. Haideți să-l deschidem pentru că este pentru mine. Scuzați că fâșii atât de tare. Peria arată așa. E foarte elegantă și ușoară. De-abia aștept să o încerc. Okay. Perii sunt nu foarte moi, dar nici foarte tari. Sunt ok. Bun. Mai departe. Pentru că am avut în catalogul C13 comandă de 100 de lei, am putut să cumpăr cu 39 de lei acest parfum Volare, apă de parfum la 50 de ml. Nu-l desfac, eu îl am deja desfăcut. Acesta o să-l fac cadou în curând. Bun. Apoi, taxa de manipulare totală și de livrare am înlocuit-o cu această apă de toaletă Miss Happy deci la 75 de ml și chiar o să desfac pentru că nu o am și vreau să văd cum miroase. Îmi place foarte mult că au introdus mai multe produse pentru a fi cumpărate dacă vrei să înlocuiești taxa de împachetare, livrare și așa mai departe. Haideți să vedem și cum miroase. La primul puf. Chiar miroase bine. Chiar miroase bine. Este un parfumel pentru casă, după duș. Foarte drăguț. Mai spre pentru vara, așa, din punctul meu de vedere. Pentru că era la ofertă bună,
Și mi-e așa teamă că în curând va dispărea și acesta. Mi-am cumpărat parfumelul Sublime Nature Tuberos. L-ați văzut la mine. Îl am, cred că cam jumătate folosit și am vrut să-mi cumpăr unul nou. Apă de parfum, 50 de mililitri. La fel, nu vreau încă să îl deschid pe acesta. Îl știți pentru că am mai vorbit despre el. Ok. Tot din flyer-ul cu reduceri mi-am recumpărat acest balsam pentru păr de la Eleo. Mie îmi place foarte mult. Este sub formă de spumă. Are 200 de mililitri și pentru părul meu vopsit, subțire, cu tendință de îngrășare la rădăcină și uscat spre vârfuri. Mie îmi place foarte mult acest balsam. Un preț foarte bun, cred că 15 lei. Ok. Acum trecem la noutăți. Mi-am cumpărat cele două creme noi, măști pentru față noi din gama Optimals. Și pentru că am cumpărat aceste două creme, am putut să cumpăr această spatulă pentru aplicarea măștii cu redus la 10 sau la 15 lei, nu mai țin minte foarte bine. Eu deja folosesc una și chiar vreau să mai am una rezervă. Dacă nu o știți, vă arăt acum pentru a o vedea. Deci arată așa și este chiar foarte bună pentru întinderea măștilor pe față. Și să revenim la cele două măști noi nouțe care au apărut la Optimals. Puteai să cumperi această spatulă dacă cumpărai două măști. Și prima este Purifying Clay Face Mask. Fiecare are 50 de mililitri și o și deschidem, desfacem. Îmi plac foarte mult aceste creme. Este așa. Ia să vedem. Ea vine sigilată, nu o să deschid momentan. Folosesc una de la Gerovital acum și apoi le voi folosi pe acestea. Dar sigur vom vorbi despre ele în produse terminate sau favorite. Sper să fac și acel clip. Și a doua, Moisture Quenching, mască pentru față. Tot la 50 de mililitri și haideți să vedem cum arată și aceasta. Ea arată așa. Și bineînțeles, este și aceasta sigilată. Bun, acestea erau noutățile care au apărut acum în acest catalog. Mai departe, am cumpărat pentru această cremă pentru corp de la Eclat Femme, 250 de mililitri. O puteai cumpăra la un preț foarte bun, redus, dacă cumpărai de la anumite pagini și am cumpărat de la acele pagini și am primit-o. Apoi am primit în programul acela de Frumusețe Plus, pentru 250 de lei comandă, această cremă pentru mâini cu Milk & Honey la 75 de mililitri, o cremă foarte bună, este perfectă pentru toamnă, iarnă, iar fiind mai grasă. Am mai primit acest de la Dior, Jumbo, cred că este un eyeliner și el arată așa. Nu o să-l desfac pentru că nu mă machez momentan. Și mai am o mascara Wonderlash W, acesta 5 in 1. Nici pe aceasta nu o să deschid. Deci aceste trei produse le-am primit în programul Frumusețe Plus. Mulțumesc, Oriflame. Apoi am primit și această mostră cartonată cu cele două parfumuri care se vor lansa pentru el și pentru ea data viitoare și haideți să încercăm, așa la prima vedere, întâi vom încerca parfumelul pentru ea care se numește Signature, da, uitați, și am luat parfumelul pentru ea și haideți să vedem cum miroase. La prima aplicare pe mână. Ok.
A, este tot în stilul parfumelor Oriflame. Se aseamănă, e dulce, e feminin, este destul de tineresc. Da, miroase foarte bine, miroase puternic, asta vreau să spun, dar da, e un pic dulce, dar și în același timp un pic fresh. Ok, și haideți să-l încercăm și pe al lui, cum ar veni, care este în această sticluță pe un albastru. Oh, miroase foarte bine, foarte bine miroase al lui, îmi place mai mult. Are ceva deosebit, un pic de mentă, un pic de ceva foarte spicy. Nu știu acum care sunt notele, dar are ceva foarte bărbătesc, dar și spicy, așa. Chiar îmi place foarte mult cum miroase acest parfumel. Bun. Ce mai avem noi aici? Am factura, care nu cred că interesează pe nimeni. De tot pe mine, să o plătesc. Așa, și am cumpărat niște bijuterii atât din flyerul cu reducere, cât și în ofertele online. Și haideți să le luăm la rând. Breeze Leaf Naked. Deci am luat un colier cu frunze. Eu nu l-aveam. L-am văzut de foarte multe ori la fetele de pe YouTube și am zis că hai să mi-l iau și eu. Era și la un preț foarte bun. Vine foarte frumos în acest săfuleț negru. Împachetat foarte bine. Și haideți să vedem cum arată. Eu știu cum arată și cred că știți și voi, dar nu l-am văzut niciodată pe viu cum ar veni. Și așa arată el. Este foarte frumos. Îmi place foarte mult. Va merge cu o rochiță într-o singură culoare, tip negru, roșu și aceste frunze de toamnă. Ok. Cred că mi-am luat și cercei din aceeași gamă. Și pe acestea am văzut foarte des la fetele de pe YouTube și am zis să-mi cumpăr și eu acest săfuleț negru. Să deschidem. Și acești cerceluși au așa, frunză mare, două frunze mari, așa, două frunze micuțe, mai micuțe, și două sisteme de prindere, fiecare putând pune, cred că pe amândouă frunzele sau câte o frunzuliță, îmi plac foarte mult și nu sunt grei, sunt chiar foarte drăguți. Bun, și mai am aici o brățară pe care am văzut-o de mult timp. Eu nu mi-am cumpărat-o când era în catalog. Am luat-o online. Se numește Björg Chunky Chain Bracelet. Și haideți să vedem, să o vedem și pe aceasta. Imediat. Aceasta vine într-un piculeț așa. Și brățara este aceasta, cu această piatră nefinisată. Mie îmi place foarte mult, îmi plac pietrele, mai ales că aceasta este așa pe un verde marin spre albastru. Îmi place foarte mult și cum arată brățara și este finisată. Chiar îmi place foarte mult, îmi pare bine că mi-am cumpărat-o. Aceasta a fost comanda. Haideți să vedem ce broșuri avem și catalogul. O să răsfoim împreună Business and Beauty by Sweden și catalogul împreună cu, stați să vedem dacă am și flyerul cu reduceri aici și flyerul cu reduceri. Le vom răsfoi împreună imediat. Aceasta a fost comanda mea din catalogul, este goală cutiuța, din catalogul C14-2021 Oriflame. Vă mulțumesc mult că a stat cu mine până la sfârșit. Am făcut ceva mizerie, dar nu e nicio problemă. Și ne revedem cu catalogul C15. Mulțumesc mult, vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!